Morga din Soroca nu mai poate activa în condițiile în care se află acum. Un grup de medici de la Spitalul Raional Soroca au participat în cadrul unei ședințe consultative, unde au vorbit despre situația în care se află la moment secția de examinare a cadavrelor, încercând astfel să vină cu un apel către administrația publică locală și către populație, ca să fie identificată o încăpere unde ar putea fi amplasată secția morfopatologie. Din toate punctele de vedere, e depășit acolo orice. E depășit, nu vorbim de sanitarie și așa mai departe, e depășit. Adică dacă noi acum activăm în secolul 21, noi cât de cât trebuie să avem condiții pentru activarea secolului 21. Noi punem pericol viața doctorul care lucrează, noi punem pericol viața a ceilalți care lucrează, fiindcă nu e absolut nimic. Dacă cum ai lua, eu nu știu ce, și ai face, ai improvizat, dar nu se improvizează, omul e viu. Să atârnă ca cu omul viu și dacă o decedat, să atârnă ca și cu un cadavru care a decedat sau cu o persoană care a decedat și trebuie scuze. Nu avem nici cameră frigorifică, nici unii pastrani, nici unii. Dacă decedează cineva vineri, sâmbătă sau duminică, acum nu cum e cald, am o zi ajunge pentru a să... Nu, mi-a dat seama că Doamne ferește, este un cadavru care e prins, veniți cu el, să-i încoze două, acolo e catastrofă. Până apar rudele. Acolo e catastrofă, acolo e miros de ferească Dumnezeu. Spațiile necesare pentru activitatea medicului legist, deci ceea ce e necesar pentru cartoteca, medicul legist, pentru camera de examinare care se adresează, că noi vorbim nu numai de decedați, noi vorbim de persoanele care au avut careva afecțiuni și vin după expertiza medicală. Noi avem acolo amplasarea laboratorului morfopatologic, acolo pilot, care e necesar. Noi avem acolo și spațiu pentru laboratorii de prelevare a diferitor eliminări sanguine. Trebuie să fie clar definite criteriile pentru obiectivul respectiv. Odată ce ar fi clare criteriile, să puteți identifica localizarea acestui obiectiv. Pentru că sunt niște cerințe, eu posibil cred, norme sanitare, epidemiologice, trebuie să fie apăsate de la fondul locativ cu o anumită distanță, de la alte obiecte strategice, pot spune, trebuie să fie asigurat cu oricare infrastructură și în mod normal trebuie să fie demersul și cu toate cerințele astea înaintate Consiliul Raional, ca noi să putem clar ști ce căutăm, ce spațiu, ce teritoriu, care suprafața lui necesar pentru exploatare și așa mai departe. Eu socot că e pus drept întrebare, că noi prima dată ne întâlnim și spunem în glas tare că problema morgii este o problemă destul de importantă pentru oraș, municipiu, raion și asta și fiebrei principală întrebare care noi discutăm. Identificarea locației, dar asta e pasul numărul 2, etapa numărul 2, și atunci noi iar ne întâlnim într-un grup mai mare, cu un grup de specialiști mai mare și vedem dacă corespunde încăperea dată sau nu. Și consultăm totodată și populația. Este o problemă foarte serioasă care trebuie de rezolvat. Și început, adică, constând ce că niciun fel de condiție absolut. Eu s-am menționat că joacă de teren de copii în spate de joacă, secție de contagioasă, de maternitate, noi doar lucrăm acolo, mai ales de sala de operații, se vede ca în palmă tot mișcările astea cu... Nu mai zic de mirosurile, fiindcă sunt tot felul de cadavre mai vechi, mai cu cadavre din spital, majoritatea sunt proaspri, care sunt o stare cât de cât, dar medicina legală are chestii foarte serioase în prânză. E bun, adică de găsit niște încăperi, poate vechi, dar dacă găsim și facem un sediu așa, să corespunde acum tuturor cerinților, că știți cum noi ne-am deprins, adaptăm, că cum și data trecută, când a fost, cum zice doamna director, că temporar, punem aici și pe urmă vedem ce-mi face. E că temporarul ăsta de acum e 20 de ani aproape. Adică dacă facem, să fie niște condiții de păstrare, condiții de lucru, condiții de scoatere, de examinare, de scoatere a cadavrelor astea, adică o sală de funerare, să fie frumos, să fie, fiindcă, cum a spus doamna director, omul se naște frumos, el trebuie să fie petrecut frumos de pe lumea asta. Că, într-adevăr, noi, ca medici, poate undeva unele lucruri le vedem așa de acum zi de zi și suntem unele chestii într-o măsură care te prinzi, dar când vine cineva acolo în deal și vede, într-adevăr, este urât din calea afară.
Actualmente, atât medicul legist, cât și oamenii care apelează la serviciile acestuia sunt nevoiți să alerge în două locații. Examinarea cadavrelor se face la morgă din preajma spitalului raional, iar pentru a primi certificatele, rudele sunt nevoite să vină la secția medico-legală, care se află pe strada Mihai Eminescu. Actuala încăpere unde se află morga are circa 18-20 metri pătrați. În plus, aici nu sunt nici măcar condiții minime pentru activitate, susține medicul legist Nicolae Rusu. Teritoriul spitalului se află o încăpere care a fost adaptată pentru morgă, care la moment deservește să facă examinările cadavrelor care decidează pe teritoriul spitalului, spitalul raional Soroca, de pe tot municipiul, raionul Soroca și la moment se deservește și raionul Florești. Tot raionul Florești, toți aduc cadavrele încoace. Este o încăpere mică ca spațiu, ca cerințe sanitare, igienice, ca, nici la volumul de lucru nu corespunde nici dintr-un punct de vedere. Permanent a fost problema aceasta. Pur și simplu nu s-a ridicat așa de stringent, deoarece erau mai mulți medici, lucrul se făcea mai... mai operativ și nu apăreau așa multe. Amul la moment activez doar eu un singur medic care deservește, vă spun, două raioane plus spitalul plus tăr. Și frigider nu avem, condiții de păstrare cadavrelor nu avem, nimic nu avem. Suntem nevoiți să lucrăm numai pentru ca să facem față, dar față de acum nu putem face. Acolo sunt 18-20 de metri la moment morgă are o suprafață mai mare. Unde să fie cameră de depozitare a cadavrului, unde poate rudele aduce, să fie o sală de necropsie unde să putem examina și face examinările cadavrului fără ca să intre rudele, să nimeni să nu intre, să nu observe, să nu vadă tot și să faci. Pentru careva asta, pentru noi e lucru, pentru cineva asta este o situație care de șoc, alții nu înțeleg, plus toate mirosurile astea și o cameră frigorifică de păstrare a cadavrelor pentru cadavrele care, mă rog, rudele la majoritatea sunt psihotare, una alta, până vin 2-3 zile, pe timp de vară, nu e caz, avem un cadavru, el de ieri până azi, acum s-a stricat. Pentru o activitate în condiții normale a serviciului medico-legal este necesară o încăpere de aproximativ 200 metri pătrați, care de altfel ar constitui un centru unde s-ar regăsi un serviciu de cartotecă, cabinet de examinare a pacienților, laborator morfopatologic, laborator histologic și cameră frigorifică. Deci e o problemă stringentă, deoarece la momentul de față, morga existentă, care pe parcurs a mulți ani, mai mulți de 20 de ani, nu corespunde la nicio cerință normele sanitare și etice prezente, adică conform cerințelor actuale. Foarte bine o variantă de ar fi construită o morgă din temelie, conform tuturor cerințelor. Dar la momentul de față conștientizăm că nu sunt surse financiare și dacă nu e problema chiar și problema reamplasării cât de cât mai optimală nu vom efectua, nu vom avea un serviciu medico-legal și morfopatologic adaptat față de cerințele actuale. Noi vom lucra cu medicina legală, primă tot, dar contractuală. Adică, de facto, pentru orice serviciu patomorfologic, noi vom achita. Deci, centrul de medicină legală va fi un centru de sine stătător, care atât prestează serviciilor populației care au nevoie de expertiza medico-legală, cât și serviciul patologo-anatomic. Timp de câteva săptămâni urmează ca o comisie de lucru alcătuită din reprezentanții administrației publice locale, Consiliului Raional și Consiliului Municipal să examineze mai multe clădiri disponibile care ar corespunde cerințelor pentru a putea activa serviciul medico-legal și morfopatologic, iar ulterior vor fi organizate audieri publice pentru a prezenta aceste propuneri.